the clues of a perfect lie. Oh, watching me hanging by the string this time. Oh, easily smile with 100 lies. If the lesson to be learned, I read again my dummy words in first saw. Tell us something that I found, that the world's a better place when it's upside down, boy. And a lesson to be learned, I rather get my tummy words in for sore. When you're playing with desire, talk around me to my place. When it burns like sweet about me, nothing sweet about me. Sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Blue, blue, blue waves. As time goes by, so hard to catch, and too smooth. Ain't all that. Why don't you write on my side of the tracks? Ooh, and a lesson to be learned. I'd rather get my tummy worked. For sure, tell us something that I found. With the words a better place when it's upside down, boy. After lesson to be learned, I rather get my jumbie words in for sure. When you're playing with desire, don't go running to my place. When it burns like sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Sweet about me, nothing sweet about me. Doamnelor și domnilor, ziua bună! Alături de noi în această după-amiază, Claudia Cioban, alături de István Ilieș, ne-au încântat în această după-amiază și încercăm să facem o atmosferă cât mai plăcută, pentru că afară plouă și suntem cu toții somnoroși, însă noi aici avem subiecte interesante. Ne vor mai încânta Claudia cu István. De asemenea, țin să vă spun că în data de 22 mai Claudia are un concert alături de Răzvan Crivaci și Andrei Pastor și va participa și într-un spectacol de musical foarte interesant pe 5 iunie. Dar toate acestea pe Facebook-ul ei personal. Bun, acestea fiind spuse, eu vă anunț că Teo lipsește astăzi, este motivată. Dacă vă este dor de ea și dacă vă este dor de rețete și sunteți într-o pană de inspirație, puteți să intrați pe blogul ei, sunt acolo o sumedenie de rețete foarte bune și vă alegeți câte una și faceți rapid o rețetă gustoasă. Mergem mai departe și vorbim despre evenimentele care vor avea loc în acest weekend aici în Cluj. Va fi un mega concert. Discutăm imediat și despre artiști și despre organizare. După care vom discuta și despre Alba Iulia, despre acest oraș foarte frumos, despre cetatea Alba Iulia, despre ce putem găsi acolo, felul în care putem să retrăim istoria, felul în care, dacă suntem însetați de istorie și dorim să descoperim cetatea renovată, ar fi bine să facem o vizită, dar vedem și poze în cele ce urmează, după care vorbim și despre o gală caritabilă organizată de către liceul George Barițiu de aici din Cluj-Napoca, elevi harnici care s-au implicat într-un proiect pentru a strânge bani pentru elevii din medii defavorizate. Iar pe final de ediție, după cum am
spus și ieri, însă n-am apucat să discutăm. Vorbim despre jazz, despre Transilvania Jazz Festival, deci doar muzică bună, doar acte de cultură în această după-amiază la Ziua Bună și o adevărată dulceață de femeie, nimeni alta decât Lelea Lucreție. Numai un pic, vedeți că Lelea se deplasează. Vrei să... Să rostoc! Iei locul lui Teo. N-ai cum? Cine poate să ia locul lui Teo? N-ai cum. Vreau numai să vă zic că astăzi nu mâncăm nimic, ținem post. Mă duc înapoi, în birou la mine. Da, aceste indicații regizorale sunt de-ar dreptul drăguțe și plăcute. Așa, acum, să rostoc de la mine, la fost de la Teo. Revista presei, de circus, de scandal. Prima pagină, da, numai așa o amintesc că trec la pagina a doua, zice că cum o negociat în secret Adem Ninunie, nunta fiicei sale. Ziarul respectiv o participa la discuțiile dintre părinții fugarilor. Un fel de Iasu și Acașe, cum era pe vremuri, ăla intermediarul ăla, sau cum îl chema de la ONU. Și titlul mare, Adem Ninunie zice: nu cred că Franco va fi ultimul bărbat din viața fiicei mele. Aia e Bistoș. Sau, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri de dincolo de lanțul muntos, aia e sigur. Și cu asta am spus o certitudine. E foarte frumos că Cico Repito că o fugi cu ăla Franco. Ce nume are și ăla. S-o dus cu el, ei să iubesc, ea are aproape 16 ani, el are aproape 12, nu știu cât are. Dar dacă familiile se înțeleg, zestre pe măsură, singurul circus care am auzit că s-a făcut e că familia Mirelui nu prea fost de acord să cânte Adem Ninunie la nuntă, că ce rupea mulți bani. Mere mai departe. Și oare ce am mai cam mai semnat pe undeva? Dar numai așa o să rucă de răbdare până găsesc eu. Doamne, pușcă-nă, framă, că așa mi-e intră în gură și nu pot zice nimic de... Aici mai era o chestie drăguță, nu trebuie arătată neapărat că nu mă zic de... Ci că soldații români au început exerciții militare cu americanii în munții Bucovinei. Plecăm la război cu tancuri vechi de 30 de ani. Adevărul e că nu văd niciun tank, aceea e un singur meleu, o mașină de luptă pentru infanterie. Dar nu, ziariștii, cum să facă deosebirea între un tank și o mașină de luptă cu o singură țeșă pe deasupra mai subțirică? Zice că e-s vechi, da-s bune. O să facem un război vintage. Femei cu barbă, la modă, nu ne interesează. Așa. Am ajuns, vorbeam ieri de gigimelul ăla din Constanța, cum îl cheamă, zi. Ăla, bilele alea mici verzi, mazări, așa. Zice că și-o făcut iară videoclip, v-am spus ieri, cu noua piesă de promovare Mamaie, să vie tot cea canăi la Mamaie, că e cea mai frumoasă iubița din Est. Și ce zice mazări, care o sta 4 ore în chelea împăratului, în chelea, am zis, da, în chelea împăratului Cezar. Mă prinde bine rolul lui Cezar. Dragul meu, Mazăre, aș zice că mai bine te chiar prinde rolul lui Bilbo Baggins. Ori al lui Gollum, că e și mai aproape de tine, sau poate te prinde DNA-ul. Și, mai departe, zice că Costi... Ia, era să zic iară, Costiță, dar e Costi Ioniță. O schimbat două femei într-o lună. Nu lucrează ca asistent social la pensionare. Și trebuie să le schimbe din când în când. El schimbă femei de-astea tinere între ele, așa, adică între ele, cu el acolo. Zice că, ca și subliniat asta, așa frumos sună, în aprilie l-am prins cu o brunetă focosă, acum e cu o blondă voluptoasă și următoarea să fie o, zic eu, o roșcată flatuloasă. Așa. Din Băduleasca au rămas numai pectoralii, zice mare articolul. Știți pe Raluca Bădulescu? N-aveți cum să nu știți. Era ceva... Cu ce să o compare? Nu cu calul lui Matei Corvin din Cluj, că ăla e mic. Cu... În fine, ceva imens. Nu numai că era imens, că era în față săraca doi saci iașenii. Ca și bancul ăla, că o țimite pe Maria, care, aia care n-avea țâță deloc. Nu, acum aia așa ni. Așa i-o crescut, nu, o paralizat. No, cam așa era ea înainte, că intrau alea înainte și la un sfert de oră părea și era Luca. E, amura Luca de la 120 de kg, o intrat, e fără TV acum la 60 de kg.
60, s-o duc jumate din ea. Eu zic că ce au rămas mari, îs numai pectoralii. Dacă îi taie și pe aia, rămâne la 20 de chile, zici că e somaleză. Bine, acum mai are și niște falduri gheptele, așa ca hovercrafturile mele atâna. Știi cum e hovercraft? Aia pe pernă de aer și are niște franjuri acolo. Fustă-i se numește. No, dar dacă ai supliment gheptele, aia nu-i probleme. Că odată mergi undeva la prietenii noștri, el o răștie și strânchesc o jacă din el. Bun. Mai departe, pe aici trecem, aici trecem, aici, așa, pe ultima pagină. Femeia cu păr de 1.000.000 de lire sterline trage camioane. Ceea ce în poză o puteți vedea pe doamna în cauză, un fel de Xena a camionelor, care tractează automobile. Ce bani faini ar face fata asta iarna la noi pe drumuri? Câte tiruri rămân în pasul tihuța, s-o punge sfântul până sub, în bărăgan. Odată leagă cu coda și hești cu ele prin nămeți, că n-are treabă că are antiderapanche și se duce până în oraș. 1.000.000 de lire, faci mai mult tu, fată, dacă vii aici. Că stai gata? Mere la celălalt ziar, unde zice așa... Îl știți pe Cici, îl mai țineți minte, Cici de la Sistem, bătea el acolo, un băiat drăguț, simpatic, care între timp a renunțat la muzică să facă povești. O trecut în politică. Să mă scuze, domnul Ioreanu, eu ca nu m-am așa, m-am nimerit. Și el, mare crai, un craiu de la răsării, crai nou. El a avut 3-2 neveste și acum e la a treia, zice că o horoscopistă îl face tătic. Să fie într-un ceas bun, Cici, calălaltă dinainte te-o făcut porc și nesânțât. Și mere mai departe, mai avem ceva, că tăi de tătic vroiam să vorbesc ceva, dar oare unde sfântul l-am scris? Acei, am mai trecut, nu căuta Aida, puiule, ca cine mă zic de chestia asta. Am văzut poza lui domnul Columbeanu, senior. De-a ști cât de mult seamănă juniorul cu seniorul? Au aceeași înălțime, aceeași fizionomie, pe o diferență de 5-6 ani între ei, numai după vârstă, așa cum mă uit eu. Sau așa o să arate peste 5-6 ani și Irinel. Tu pe ei. Și am ajuns la, în sfârșit, s-a născut Vasilica 2014, Vasilica 2014 fiind, cum să vă spun, copilul lui Carmen Brumă și la care a avut o contribuție importantă, probabil, și Mircea Badea și prietenii lui. Să vă trăiască! Probabil că primul lucru pe care o să-l învețe Mircea Badea pe copil va fi să facă șpagatul și să-l înjure pe Băsescu. Și dacă nu mă înșală pe mine memoria externă, râul, ramul, știți cum să zice, cât ram ai? Și Mircea ce bătrân avea ram. Am cam terminat cu asta. Am văzut un costum de baie în care ți se văd intestinele. Bine, eu aveam un costum de baie în care mi se vedea mâțul, dar n-are nicio importanță. Lucreția astăzi, jos pălăria sau jos năframa, cum jos spui năframa, tu? Jos năframa, să zice. Pentru că ai fost în mare formă și ne-a plăcut tare mult. Adică alături... numai astăzi, așa e? Bine. Cum? Niște flocăi, grijă. Păi astăzi ești mai deosebită, nu știu ce s-a întâmplat cu tine, poate a venit, te-a vizitat un drăguț, ți-a dat un pupic, ceva, nu știu. Eu nu sunt așa fericită când vine drăguț și îmi dă pupic, când îmi dă altceva drăguț. Da, bun. Noi mergem mai departe și discutăm de acest mega concert care are loc sâmbătă, data de 17 mai aici pe Cluj Arena. Alături de mine se află domnul Uiureanu, președintele Consiliului Județean din Cluj-Napoca. Bine ați venit și haideți să promovăm acest concert, să scoatem clujenii din case, să meargă pe stadion. Hai să luăm și microfon. Dar nu numai clujenii, pot vine din Zalău! Poți veni din Alba, așa, din Satu Mare, din Turda, până și din Mănășturi. Bravo, vezi, eu am rămas setată pe Cluj așa. Și... Suntem post național, ce sfânt. Așa este. Nu? Da, deci oamenii vor veni de peste tot. Publicitatea și propaganda s-a făcut. Vă mulțumim pentru faptul acesta, pentru că, într-adevăr, ne aflăm în fața unui mega spectacol, cum Clujul n-am mai văzut până acum. Spectacol făcut pe Cluj Arena. Sâmbătă, orele 17, cu începere de la orele 17 și când s-o termina, 33 de formații românești vor evolua. E cel mai tare, cum le place la băieții de la ZU să spună, cel mai tare concert pe care Clujul a avut și la care, și care la ora actuală este în țară, deci cel mai tare din țară. Sper că vremea să țină cu noi, că aici singurul inamic în toată afacerea asta este vremea. Este vremea asta care ne strică planurile și eu vreau să mă duc să mă arunc cu parașuta sâmbătă, sper să ajung pe emisiunea de luni, să nu pățesc nimic, dacă nu... Asta este. Parașuta sau parapanta? Parașuta, cu parașuta, da. Dar dacă oricum la concert bănuiesc că se va ține până dimineața, oricum ajung și eu la concert. Sper. Așa. Și vreau să mai să vă reamintesc cine sunt artiștii care vor fi prezenți. O listă lungă.
O să încerc să îi spun pe toți. Miugi Mafia, Smiley, Alex Vele, Antonia, Elena Gheorghe, Horia Brenciu, Nicol Sherry, Andra, Ara, Luca și DJ Sava, WhatsApp, Cabron, Laura, Delia, Voltaj, Deep Central, Andreea Bănică, Shift și Marius Moga, Red Blond, Sore, Cerebel, Ada, Vama, Holograf, Anda, Adam, Schizo, Skill, Speak, Mandinga, Maxim, Alina, Eremia și Connector. Pot să inspir și eu? Acum? Așa. Și fiecare cât e? 5 minute sau cântă 2-3 piese așa mai multe ca să-și țină până dimineață? Eu zic să mergem împreună să vedem cu toții și eu cred că cântă mai multe piese fiecare și va fi un mega show. Ne așteptăm undeva la peste 70.000 de spectatori. Sunteți implicați, să înțeleg, în organizarea evenimentului? Cluj Arena este gazdă și nu întâmplător a fost aleasă ca și locație. Poate că puțină lume știe un lucru, deși în tribune sunt undeva la peste 35.000 de spectatori, diferența față de Național Arena este de 15.000 de spectatori în tribună, dar suprafața de joc cu pista de atletism dă posibilitatea spectatorilor să fie mai mulți decât ar fi posibil pe Național Arena. Deci la ora actuală, ca locație pe o arenă sportivă din România, Cluj Arena are posibilitatea cea mai mare de a popula, de a găzdui un asemenea spectacol. Cel puțin 70.000 de oameni au posibilitatea să fie în Cluj Arena. Și eu cred că dacă vremea le va permite și sunt convins că cineva susține cu noi, lucrul acesta se va și întâmpla. Deci cu această ocazie invit pe toată lumea să vină încoace. Oricum am fost sunat din Tulcea, din București, din Oradea și așa mai departe, cu întrebarea domnului, fără rost de invitație sau fără rost de niște bilete. Răspunsul este, intrarea este gratuită. Da. Să-și aducă lumea și slip, că dacă vine o torențială, fac și o băiță. Fac și o băiță, asta înseamnă că toată lumea se adună sau primul venit și ocupă și locul cel mai bun. Exact. Nu? Fiecare cum își dorește. Ca la Ustor. De la ora 5, se poate, 5 după masă, se poate intra pe Cluj Arena. Cine dorește să fie pe suprafața de joc, deci cât mai aproape de scenă, are loc acolo. Cine dorește în tribună, are loc în tribună. Da. Deci ați auzit, să mergeți, să ieșiți pe arenă la ora 5, dacă nu mai devreme să fiți acolo, să prindeți cele mai bune locuri. Dacă vreți să fiți aproape de scenă și în primul rând și să-i vedeți pe artiștii voștri, să scandați acolo și să dansați, aveți acces liber. Mega concert, bănuiesc că partea financiară și de remunerațiile artiștilor se ocupă ceilalți, partea cealaltă nu aveți nicio implicare în acest lucru. Nu este nicio implicare, este confidențial, bun, asta este problema dânșilor. Cât își plătesc artiștii, se plătește chiar și chirie pe această arenă. Până la urmă sunt gazde, sunt sponsorii care completează bugetul acestui spectacol. Totul până la urmă, Consiliul iese în câștig, nu? Ce anume? Consiliul iese în câștig, față de alături de tătărâne. Primul noi clujeni din câștig, că vom avea un astfel de spectacol, că de acolo începe toată treaba. Da, că tot am vorbit de Cluj Arena, ce trupe mari mai vin acum? Am înțeles că mai vine cineva. Păi avem Billy Idol, cred că 30 iunie, dacă bine rețin. Băiatul ăla cu gura strâmbă, mai știți? Îl știm, îl știm. Wide Wedding! Da, întrebare, oare avem voie cu umbrele? Dacă este vreme mai voioasă? Eu cred că da, și vreau să vă spun că cei care vin acolo pot să consume și o bere. Opa, și mici. Deci vor exista mici, nu cred. Niște standuri, niște facilități pentru a cumpăra anumite. Deci se poate consuma începând de la băuturi alcoolice până la alimente. Da. Că mi-aduc aminte că la Deep Purple nici nu mai trebuie să-și aducă mașini de fum, că de la miros, de la mici venea o șfară pe scenă acolo. Foarte tare și original, le-a plăcut și lor că am vorbit cu ei. Da, dar mai am o curiozitate, nu trebuia să fie să cadă deodată cu zilele Clujului? Sau nu are nicio legătură? Nu, absolut nicio legătură. Deci este o manifestare susținută de Consiliul Județean și Cluj Arena, sigur împreună cu cei de la Radio Zoo. După această manifestare, undeva săptămâna viitoare, încep zilele Cluj. Ei, acolo vine. De ce să faci un singur chef când poți face două? Ne facem, știi cum se spune, warm-up-ul. Ne facem warm-up-ul cu acest concert, după care intrăm direct în zilele Clujului. Asta înseamnă petrecere timp de una-două săptămâni, cum se face de obicei, trupe prin centru. Mulțumim tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și vă aștept. Da, mai facem un îndemn, dragi telespectatori, ați auzit, la ora 17 pe Cluj Arena sâmbătă. Oricum n-aveți ce altceva ce să faceți, puteți să-i urmăriți pe acești artiști. Că noi n-avem emisiune, deci puteți mai reliniștiți. O mână de artiști pe Cluj Arena, toți adunați sub aceeași cupolă pentru noi, cei de aici, din partea de vest și nu numai. Dacă data de 17 mai este marcată de acest concert, data de 15 mai este marcată de Lelea Lucreție, care s-a așezat foarte comod și adineauri ți-am văzut ciorepei foarte frumoși. Marcată cu capul, iașenii.
15 mai astăzi. Da, da. Pentru unii zi de salar, pentru alții nu. În 1252, Papa Inocențiu al IV-lea emite bula papală ad extirpanda, știu și latină, în care autorizează, dar de asemenea limitează tortura ereticilor, era să citesc eroticilor, de către Inchiziția medievală. Adică era un fel de a spune torturații, dar nu pe tare. E prima dovadă scrisă a existenței lui bulă. În 1618, Johannes Kepler confirmă descoperirea celei de-a treia lege a mișcării planetelor. El a descoperit-o prima dată în 8 martie, dar a fost ziua femeii și o băut o țâră, curând o respins ideea după ce au refăcut unele calcule inițiale așa. Legea asta spune că planetele se mișcă la început ordonat, după care încep să se miște așa haotic, în funcție de cantitatea de alcool pe care ai beut-o. Vasluieni intenționează să elaboreze un compendiu anex al legilor lui Kepler, care conține o completare cu încă vreo 60 de legi descoperite de ei, legate de mișcarea planetelor. În 1718 a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Buckle, un avocat din Londra. Până și el și-o da seama că doar cu un pistol nu putea rezolva problema colegilor de breaslă. În 1756 începe războiul de 7 ani când Anglia declară război Franței. E primul război minor amintit în cronici. În 1838 s-a născut Nicolae Grigorescu, pictor român. El a pictat multe care cu boi. La început erau 2 boi, apoi 4 și tot așa în progresie aritmetică. Amu s-a umplut țara de boi. În 1861 s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară. Păi dacă tot a început să se mulțească boii, nu. În 1940, ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puși în vânzare în Statele Unite. Cu această ocazie, femeile au fost obligate să se epileze pe picioare din cauza incendiilor provocate de descărcările electrice cauzate de frecarea dintre ciorapi și petrinjeii de pe picioare. Na, cam atât. Mulțumim tare mult, am râs bine, să revenim și cu aceeași poftă de râs și chef de viață aici la Ziua Bună după o scurtă pauză.